Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi în mai multe orașe din Liban ca să ceară o reformă profundă a statului și schimbarea clasei politice pe care o consideră profund coruptă în a patra zi consecutivă de proteste. Scânteia care a declanșat furia populației a fost un plan al guvernului de a taxa apelurile de pe o rețea socială și alte servicii similare. De aici, mișcarea a devenit una de protest față de sărăcie, austeritate, corupție, lipsa serviciilor publice și a infrastructurii. Oamenii i-au acuzat pe politicieni că se îmbogățesc în detrimentul cetățenilor de rând. La presiunea străzii, guvernul a fost de acord cu unele reforme, precum tăierea salariilor politicienilor și privatizarea utilităților publice.